Bine v-am regăsit! În Apocalipsa, capitolul 6, versetul 10, Sfinții de sub altar îl întreabă pe Dumnezeu: până când întârzi, Doamne, să judeci pe locuitorii pământului pentru sângele vărsat și pentru nedreptățile comise? Trâmbițele despre care vom vorbi cu această ocazie sunt răspunsul lui Dumnezeu la întrebarea Sfinților. Trâmbițele sunt judecățile pe care Dumnezeu le aduce asupra celor care l-au respins și care au devenit opresorii poporului său. Viziunea celor șapte trâmbițe este paralelă cu viziunea celor șapte peceți. Și ambele viziuni acoperă aceeași perioadă istorică, de la înălțarea Domnului Iisus Hristos până la revenirea Domnului Iisus Hristos. Împreună cu mine, în această ocazie, sunt colegii mei, pastorul Poenariu Ștefăniță, pastor în Biserica Adventistă din Brașov, Maranata. Bine ai venit, Ștefăniță! Bun găsit! Mă bucur să fim împreună. De asemenea, împreună cu noi este și pastorul stagiar Alexandru Dobrin, pastor tot în Brașov. Bine ai venit, Alex! Bine am găsit! După viziunea celor șapte peceți, apostolul Ioan primește viziunea celor șapte trâmbițe. La fel ca viziunile dinainte, și aceasta are o parte introductivă. Și aș dori să citesc de la capitolul 8, versetul 2 până la 6, inclusiv. Și am văzut pe cei șapte îngeri care stau înaintea lui Dumnezeu și li s-au dat șapte trâmbițe. Apoi a venit un alt înger și s-a oprit în fața altarului cu o cădelniță de aur. I s-a dat tămâie multă ca să o aducă împreună cu rugăciunile tuturor sfinților pe altarul de aur, care este înaintea scaunului de domnie. Fumul de tămâie s-a ridicat din mâna îngerului înaintea lui Dumnezeu împreună cu rugăciunile sfinților. Apoi, îngerul, spune Biblia, a luat cădelnița, a umplut-o din focul de pe altar și l-a aruncat pe pământ. Și s-au stârnit tunete, glasuri, fulgere și un cutremur de pământ și cei șapte îngeri care aveau cele șapte trâmbițe s-au pregătit să sune din ele. Noi știm că această carte, cartea Apocalipsa, se construiește pe Vechiul Testament. Pentru a înțelege Apocalipsa, trebuie să înțelegem Vechiul Testament. Vă rog să-mi spuneți unde găsim în Vechiul Testament imaginea aceasta a celor șapte trâmbițe și după aceea care este semnificația trâmbiței și când erau folosite trâmbițele? Aș împărți, cumva poate să simplific lucrurile, în două idei importante. Primul loc în care erau folosite trâmbițele este legat de slujbele de la templu. Și al doilea loc este cumva în așa zisele războaie sfinte. Da. Așadar, Dumnezeu... Cine folosea trâmbițele? Preoții foloseau trâmbițele tocmai pentru a apela la intervenția lui Dumnezeu în istorie. Uh-huh. Și Dumnezeu, atunci când era, de exemplu, un război, ei mergeau la război. E un verset în Numeri 10, versetul 9, când merge la război în țara voastră, împotriva vrăjmașului care va lupta împotriva voastră, să sunați cu vâlvă din trâmbițe și atunci Domnul vostru își va aduce aminte de voi și va interveni. Și cum ai spus în Apocalipsa 6 cu 9 și 10, sufletele de sub altar strigă la Dumnezeu, iar trâmbițele sunt răspunsul lui Dumnezeu la strigătul oamenilor, corect, sfinților lui. Deci trâmbița este un simbol sacru. Este un simbol al rugăciunii. Omul strigă către Dumnezeu, Dumnezeu răspunde. Unde avem această imagine cu cele șapte trâmbițe? Ați amintit ceva de templu, de închinare? Apare mai multe momente în Sfânta Scriptură, dar apare chiar și în momentul serviciului zilnic, ceremonial de jertfe. La finalul acestui serviciu ceremonial, preoții sunau din șofar, din instrumentul acela în formă de corn, da, de animal, era un sunet foarte puternic, foarte solemn, care atrăgea atenția oamenilor. Întreaga imagine din Apocalips, de la capitolul 8 sau din această introducere, cuprinde elementele de la serviciile obișnuite din sanctuar. Iar la fel cum în ceremoniile zilnice apărea și trâmbița,
folosită la final ca și încheiere a procesului, la fel și aici apare trâmbița. Însă elementele sunt mai multe. Nu? Textul vorbește despre altar. Da, în primul rând un înger. Pe cine reprezintă îngerul de aici? Pe un sol, un trimis. Noi de cele mai multe ori citim în română și facem diferențe între ideea de sol, de trimis și înger, considerând că în spate rădăcina grecească sau ebraică este aceeași. Este diferită, ne gândim noi, dar în realitate este aceeași rădăcină, care uneori este tradusă de Cornilescu sau de alți traducători, da, cu sol, trimis sau înger. Vedem că în raport cu ceilalți șapte, acest înger face parte dintr-o altă categorie, pentru că Scriptura vorbește despre un alt înger. Vechiul Testament îl prezintă pe Domnul Iisus Hristos ca înger sau ca trimis. Au fost momente în care a fost identificat, de exemplu, în mod foarte concis, când Moise se întâlnește în rugul aprins cu Dumnezeu. Era lumina aceea simbolică din rugul acela care ardea continuu. Scriptura îl prezintă pe un înger, pe un sol, pe un trimis ca fiind reprezentantul lui Dumnezeu, dar când se prezintă acel înger, spune: eu sunt cel ce sunt. Se prezintă ca Jehova, se prezintă ca Dumnezeul adevărat. Sunt mai multe momente în Vechiul Testament în care Dumnezeu, Iisus Hristos, este reprezentat de cuvântul acesta, sol sau trimis al lui Dumnezeu. De fapt și creațiunea, Dumnezeu Tatăl alege să se descopere, să se reveleze lumii prin Iisus. Iisus este primul dintre îngeri. Chiar dacă aici vorbim despre o natură diferită, nu vorbim despre o natură identică cu a îngerului ca ființă creată, vorbim despre funcționalitate. Primul trimis al lui Dumnezeu sau trimisul lui Dumnezeu este Iisus Hristos. O chestiune care apare mereu și în profeții, în care este diferite pasaje mesianice sunt puse în dreptul lui Iisus Hristos ca fiind îngerul așteptat, îngerul care va răscumpăra, îngerul care va mijloci, îngerul ispășitor, și anume Iisus Hristos. Putem spune împreună cu mulți alți comentatori că îngerul de aici îl reprezintă pe Domnul Iisus Hristos. Și mergem mai departe, avem imaginea altarului. Dar de ce este? Îngerul acesta este lângă altar. Da. Deci fiind lângă altar, deja trebuie să vorbim despre un preot sau despre un mare preot. Nu putea să fie un înger obișnuit în poziția de ispășitor. Și argumentul nu mai putea fi în și altarul context. Reprezintă crucea, jertfa Domnului Iisus Hristos. Da, da. Și voiam să spun legat de aceasta că Dumnezeu descoperă planul de mântuire poporului evreu și prin poporul evreu nou astăzi prin sanctuar. Adică sanctuarul e măsuța de nisip prin care tot planul de mântuire e descoperit pe înțelesul nostru. Și atunci noi în întreg pasajul găsim simboluri de la sanctuar. Tot ceea ce se întâmpla la sanctuarul din vechime este un simbol sau o copie sau o umbră a ceea ce se întâmpla în sanctuarul din cer. Da. Și atunci noi avem simbolurile, însă realitatea, marele preot în simbol pe pământ erau mari preoți, Aron, familia lui, în realitate era Domnul Iisus Hristos. Altarul, un simbol al jertfei Domnului Hristos. Și toate aceste simboluri se împlinesc la cruce, prin mijlocire și aici le găsim. Deci avem în acest pasaj introductiv, ceea ce vede Ioan este un înger și se duce cu gândul la ceea ce se întâmpla în templu. Preotul zilnic intra în templu, deschidea ușile, intra, curăța candelele, le aprindea, după aceea ieșea și sacrifica mielul, sângele era vărsat la baza altarului, după aceea preotul lua cădelnița, umplea cu cărbun de pe altar, lua și tămâia, intra din nou în templu, mergea la altarul de aur, altarul tămâierii, acolo fumul tămâii se ridica, ajungea și în Sfânta Sfintelor și după ce se încheia această slujbă, preotul ieșea din sanctuar și binecuvânta poporul, apoi urma un moment de tăcere și începeau să sune trâmbițele. Și în momentul în care sunau trâmbițele, el arunca cădelnița.
pe pavimentul curții templului. Însemn că s-a încheiat lucrarea de mijlocire. Și acum vreau să vă întreb, dacă cele 7 trâmbițe anunță încheierea lucrării de mijlocire din templul pământesc, trâmbițele din Apocalipsa au loc după încheierea timpului de har? Un alt argument în favoarea plasării celor 7 trâmbițe înainte de închiderea harului ar fi plasarea sărbătorii în calendarul iudaic. Sărbătoarea trâmbițelor este plasată înainte de ziua ispășirii și anunță ziua ispășirii. Deci ne aflăm înainte de închiderea harului, înainte de începerea judecății, în sensul acesta de judecată finală a anului sau a istoriei omenirii. În același timp apar argumente și în cadrul celor 7 trâmbițe. Apare ideea propovăduirii Evangheliei în trâmbița 6, apoi capitolul 10, 11, o propovăduire care nu și-ar avea sensul în cazul în care harul deja ar fi fost închis. Pasajul despre care am vorbit este fundalul care se află în spatele tuturor evenimentelor care se întâmplă în timpul trâmbițelor. Pe cine afectează cele 7 trâmbițe? Ajută din nou pasajul din Apocalipsa 6, unde ni se spune că strigau ca Dumnezeu să intervină. Cei care erau opresori, asupritorii poporului lui Dumnezeu, erau cei care trebuiau pedepsiți. Și trâmbițele sunt modul prin care Dumnezeu intervine pentru a-i salva pe cei sfinți, pe cei credincioși. Aș vrea să citesc versetul 7, prima trâmbiță. Îngerul din tâi a sunat din trâmbiță și a venit grindină și foc amestecat cu sânge, care au fost aruncate pe pământ. Și a treia parte a pământului a fost ars și a treia parte din copaci au fost arși și toată iarba verde a fost arsă. Avem mai multe simboluri, aș vrea să le luăm pe rând. Dar înainte să descifrăm aceste simboluri, aș descifra alte simboluri de dinainte. Ce reprezintă tămâia, ce reprezintă focul. Observăm că tămâia este delimitată de rugăciuni. Am fost obișnuiți mereu să identificăm tămâia ca fiind rugăciunile sfinților. Dar aici tămâia se amestecă cu rugăciunile sfintelor și împreună se ridică spre Dumnezeu. Tămâia este reprezentată în Vechiul Testament în mai multe ocazii ca fiind o ceremonie care pregătește un moment al ispășirii. O ispășire așezată pe jertfă, dar pe jertfă în sens de merite, de merite a Domnului nostru Iisus Hristos. De exemplu, apare în Noul Testament ideea de rugăciune fără merite, rugăciune neascultată. Și Iisus Hristos le spune ucenicilor, voi v-ați ruga, dar nu în numele meu, nu în meritele mele, nu în autoritatea mea. Dacă v-ați ruga în numele meu, această tămâie reprezintă tocmai meritele lui Iisus Hristos. Toate rugăciunile voastre vor fi ascultate. Imaginea focului este iarăși una care ar putea fi surprinzătoare prin faptul că Noul Testament vorbește despre un botez în apă, Duh Sfânt și foc. Domnul Iisus Hristos vorbește despre ideea focului spunând ce mult mi-ar plăcea ca focul acesta să fie aprins acum. Care foc? În Luca, în Evanghelia după Luca. Focul pe care eu îl trimit, spune, am venit nu să aduc pace, ci să dezbin printr-un foc pe care îl arunc pe pământ. Un foc care a fost identificat în faptele apostolilor prin niște limbi, printr-o binecuvântare adusă ucenicilor, apostolilor din vremea aceea, o autorizare din partea lui Dumnezeu prin Duhul Sfânt prin aceste limbi de foc care oferă putere cuvântului. Aceeași imagine a focului o găsim și în Isaia capitolul 6, când pică la pământ Isaia văzând dumnezeirea și dându-și seama că el este cu gura murdară, are buzele murdare și trăiește în mijlocul unui popor tot cu buze murdare, se vede neputincios în fața acestei trimiteri, pentru că vorbim despre o trimitere aici, despre o propovăduire a Evangheliei. Și după ce Dumnezeu îl curățește cu foc și cu cărbune, el se ridică și spune, mă duc eu, iată-mă, trimite-mă. O chestiune care este pusă și în dreptul apostolilor, sau de exemplu în dreptul lui Apollo, în Faptele Apostolilor este descris ca un mare vorbitor, orator, care era însuflețit de focul Evangheliei și propovăduirea Evangheliei. Această trimitere a focului este interpretată de anumiți teologi ca fiind tocmai momentul cinzecimii, în care Dumnezeu la început trimite un foc pe pământ care dezbină.
Este Evanghelia cuvântului Dumnezeu propovăduit cu putere. Iar reacțiile oamenilor, bisericii, că ne vedem în, de exemplu, în Trâmbița 1 vorbind despre biserică, apoi despre putere seculară, iarăși o biserică, o chestiune religioasă, apoi iarăși seculară, aceste entități sociale, de fapt, sunt răspunsul societății sau oamenilor la Evanghelie, la cuvânt, la adevăr. Iar în urma acestui adevăr, acestui foc, din partea lui Dumnezeu, oamenii se part în două categorii. Puțin la număr primesc adevărul și sunt schimbați, îl găsesc pe Dumnezeu, se regăsesc pe ei, iar cealaltă categorie, sau în cealaltă categorie fac parte cei care încep să suprime pe cei care au adevărul. Și în urma acestui foc, lucrurile încep să se despartă și apoi urmează celelalte trâmbițe. Mulțumim, semnificații foarte frumoase și profunde. Aș dori să continuăm acum cu descifrarea simbolurilor din prima trâmbiță. Alex, avem grindină, avem foc amestecat cu sânge, da? Și lucrul acesta ne trimite la exodul, la plăgile, la plaga a șaptea asupra Egiptului. Da. Avem mai târziu ideea de copac, de iarbă verde, și copacul, verdeața, vegetația trimit la poporul lui Dumnezeu. În Vechiul Testament simbolizau poporul Israelul, Psalmul 1, Isaia 40, Psalmul 52. Și de asemenea în Vechiul Testament avem că și acestea pot să fie distruse. Și în Noul Testament, pe de altă parte, îl avem pe Domnul Iisus ca fiind copacul cel verde, iar copacul uscat este Israelul care nu mai aduce rod. Corect. Și atunci toată pedeapsa aceasta este adusă asupra unui sistem religios, dar care nu mai are putere. Sau care unui sistem roade. Religios fără roade, uscat, fals. Este judecata poporului Israel în perioada anilor 70. Deci această imagine din versetul 7 este foarte comună pentru Ioan, pentru între evrei. Și putem să spunem că e foarte probabil ca această judecată a trâmbiței întâi să reprezinte judecata asupra poporului Dumnezeu? Da, dacă simbolurile se regăsesc în câmpul, semnificațiilor ce au în vedere poporul Israel, este de bun simț să vedem foarte probabil să se refere la popor. Sunt mulți comentatori care interpretează această trâmbiță ca fiind judecata lui Dumnezeu asupra poporului Israel din anul 70 după Hristos. Distrugerea Ierusalimului. Dar, de exemplu, dacă citim în Cartea Tragedia Viacurilor momentul distrugerii Ierusalimului, regăsim aceste simboluri. Regăsim focul care arde templu și arde tot ce e acolo, nu mai găsim piatră pe piatră, este chiar o imagine plastică tristă, macabră, în care sângele curgea pe trepte. Exact simbolurile din această trâmbiță sunt regăsite în descrierea căderii. Istoricul Iosif Flavius spune că undeva la 1 milion de evrei au murit în evenimentul acela. Da. Deci e primul eveniment decisiv al judecății din istoria creștină. Aș dori să citesc versetul 8 și 9. Al doilea înger a sunat din trâmbiță și ceva ca un munte mare de foc aprins a fost aruncat în mare. Și a treia parte din mare s-a făcut sânge și a treia parte din făpturile care erau în mare și aveau viața au murit și a treia parte din corăbii au pierit. Avem mai multe simboluri aici și din nou ne duce Ioan în Vechiul Testament. Haideți să vedem unde sunt aceste referințe. Vorbim despre un munte. Da? Ieremia 51 ne ajută să identificăm muntele acesta ca fiind Babilonul apoi ca fiind Roma. Dacă în prima trâmbiță vorbeam despre o dimensiune religioasă, despre o instituție religioasă, în a doua vorbim despre un imperiu, despre o dimensiune seculară. Pentru că acest munte poate fi identificat cu Babilonul sau cu Roma, da. Niște judecăți aduse împotriva unor dușmani expliciți ai poporului lui Dumnezeu. Apoi, prezența apei, după cum știm, Imperiul Roman a fost înconjurat de mare. Marea Mediteraneană era înconjurat de ape. Felul în care Imperiul Roman
a căzut, are de-a face cu corăbile, are de-a face cu atacul pe mare. De asemenea, în simbolul scripturii peștii reprezintă, este un simbol al oamenilor, marea, este în opoziție cu Israelul. Da? Reprezintă națiuni, reprezintă națiunile, da. Și corăbile, un simbol al mândriei umane. Oare la ce judecată, această judecată, la ce face referire în perioada istorică? Ceea ce e frumos e pentru pasajul acesta și face și legătura dintre prima trâmbiță și a doua, este faptul că sunt aproape în aceeași perioadă. Sunt poporul evreu care nu l-a primit pe Hristos și cei care l-au persecutat pe Domnul Iisus Hristos, Imperiul Roman, care în acea perioadă au fost, făceau parte din partea care dușmanii lui Dumnezeu. Da. Roma a fost, știm, invadată de triburile barbare și prăbușirea Romei a produs necazul mare lumii întregi. Interesant de observat că judecățile primelor două trâmbițe cad peste cele două puteri care l-au crucificat pe Domnul Iisus. Și Ștefăniță, ai amintit, una a fost o putere religioasă, Ierusalimul, și una seculară, Roma. Acum vom vedea trâmbița a treia și a patra introduce doi noi dușmani ai lui Dumnezeu și ai poporului lui, care vor înlocui Ierusalimul și Roma. Haideți să vedem despre ce este vorba. Versetul 10. Al treilea înger a sunat din trâmbiță și a căzut din cer o stea mare care ardea ca o făclie, a căzut peste a treia parte din râuri și peste izvoarele apelor. Steaua se chema Pelin și a treia parte din ape s-au prefăcut în Pelin. Și mulți oameni au murit din pricina apelor pentru că fuseseră făcute amare. La fel avem mai multe simboluri. Haideți să vedem cum descoperim ce semnificații au. O stea, spre exemplu. Steaua poate fi identificată, sau uneori este identificată în Sfânta Scriptură, în opoziție cu Hristos, un soi de antichrist în sens de Lucifer, de Luceafăr, de Satana. Da. Este o interpretare pe care nu prea o aplaud, dar mai degrabă aș vedea o antiteză aici în ideea de lumină, în ideea de stea arzând ca o torță, în sensul de candela luminii, un adevăr, candela în Sfânta Scriptură prin psalm și nu doar în psalm, înțelegem că a reprezentat cuvântul lui Dumnezeu care pentru noi este o candelă, cum spune în psalm, de exemplu, capitolul 119. Această torță, o stea arzând ca o torță, reprezintă contrafacerea adevărului, adică denaturarea adevărului. Și se leagă de următoarea idee din pasaj, cea cu privire la amărăciune, la pelin. Pentru că această torță, această stea care arde ca o torță, reprezintă de fapt amărăciunea sau ea otrăvește apele. Otrăvește, degradează natura adevărului și cuvântului. Corect. De aceea ar putea fi foarte probabil interpretată această trâmbiță ca făcând referire la perioada evului mediu întunecat, în care instituția bisericească a avut de câștigat pe de o parte, dar pe de altă parte a pierdut foarte mult, pentru că nici de cum nu putea fi un model pentru oameni, nici de cum nu putea fi atrăgătoare, ci a fost o perioadă neagră, cât se poate de neagră, dacă și numele îi rămâne până astăzi în felul acesta. Da. Conceptul venirii unei astfel de perioade era foarte răspândit printre creștinii din timpul lui Ioan. Ei fuseseră avertizați. Apocalipsa conturează ridicarea unui nou tip de biserică. O biserică creștină cu numele, dar nu și cu inima și cu învățătura. Un creștinism fals, mare apostazie în poporul lui Dumnezeu și un oponent spiritual și religios al adevăraților credincioși. Trâmbița... În capitolul acesta apa este afectată. Da. Iar apa poate fi descrisă în Sfânta Scriptură ca reprezentându-l pe Iisus Hristos, și anume cuvântul. Nu? Eu sunt apa vie, apa vieții. Bând din mine nu vei seca niciodată, ci dimpotrivă vei hrăni pe ceilalți. Reprezintă de fapt acest izvor al împrospătării spirituale. O împrospătare spirituală care nu poate avea loc astăzi în viața noastră și nici când în viața cuiva,
mai bine decât prin cuvântul lui Dumnezeu. Un cuvânt al lui Dumnezeu prin lege, prin Tora pentru evrei, un cuvânt al lui Dumnezeu prin profeți mici și mari sau scrieri, un cuvânt prin întruparea lui Hristos când a venit pe pământ. Deci reprezintă, apa reprezintă până la urmă tot simbolul cuvântului ca formă de hrănire a poporului. Deci această tâmbiță în simboluri ne arată, ne vorbește despre niște doctrine false care au furat siguranța oamenilor în Dumnezeu. Scripturile fiind ghidul omului către Dumnezeu. Ceea ce a adus consecințe devastatoare asupra oamenilor. Versetul 12 citim că al patrulea înger a sunat din trâmbiță și a fost lovită a treia parte din soare și a treia parte din lună și a treia parte din stele, pentru că a treia parte din ele să fie întunecată. Ziua să-și piardă a treia parte din lumina ei și noaptea de asemenea. Avem și aici mai multe simboluri. Ce reprezintă soarele? Ce reprezintă luna? Stelele? Din nou, se vede o legătură între cea de-a treia trâmbiță și cea de-a patra și legătura aceasta dintre sacru și profan, sau nu, mai bine zis, între pedepsirea unui sistem religios, după care urmează pedepsirea unui sistem politic secular. Dacă în prima parte avem de-a face cu o contrafacere a adevărului și pedepsirea celor care contrafac acest adevăr, în partea aceasta diminuare din ce în ce mai mare și avem... Spune că acestea s-au întunecat. Da, da. E ca o... Nu se mai vede nimic, nu se mai descifrează nimic, e ca o amețeală, ca o ștergere practică a adevărului lui Dumnezeu și Dumnezeu pedepsește aceste două filozofii antichristice. Ele sunt judecate prin aceste două trâmbițe. Și soarele, luna și stelele fac referire la cunoaștere, la lumină, la înțelegere. Însă aceasta nu este neapărat o înțelegere care să vină în întâmpinarea înțelegerii lui Dumnezeu, ci filozofia care se de multe ori este considerată ca o descoperire, ca o cunoaștere, uneori rațiunea, moralismul și perioada secularismului au făcut ca înțelegerea aceasta să șteargă cuvântul lui Dumnezeu și să scoată în evidență o altfel de cunoaștere diferită de cunoașterea lui Dumnezeu. Ce poate fi în plus aici față de trâmbița a treia? Există o logică văzută de unii teologi în demersul acesta al plăgilor ca fiind o referire la creație. Vorbind despre lumină, apă, apoi pământ și așa mai departe. O diferență sau o adăugire față de trâmbița 3 în trâmbița 4 ar fi trecerea de la apă la lumină. Este exact același atac. Este un atac împotriva cuvântului lui Dumnezeu. Da. Dar dacă la început cuvântul lui Dumnezeu era apa, de data aceasta este vorba despre lumină, tot ca un simbol al cuvântului lui Dumnezeu. Dacă în trâmbița 3 biserica era cea care a pus, care punea sub obroc cuvântul, lumina, venind cu teologii, cuvinte despre Dumnezeu apropiate adevărului, dar prin faptul că Biblia nu era la dispoziția fiecărui cetățean, oamenii necunoscând Biblia, ci Biblia fiind pusă sub lacă, cu blesteme și prin alte metode, biserica dădea o direcție care nu putea fi verificată de către oameni și adesea era în folosul bisericii. În ciuda faptului că biserica îl reprezenta pe Dumnezeu și trebuia să reveleze caracterul lui Dumnezeu, cuvântul fiind cel mai bun instrument revelator al lui Dumnezeu, cuvântul nu era accesibil din cauza atacului bisericii în perioada Evului Mediu. De data aceasta, perioada renașterii, iluminismul apoi spre final, raționalismul, umanismul, da? Cuprinzând mai multe curente filozofice, dă la o parte această putere a bisericii întunecate, dând libertatea oamenilor să citească din Biblie, având Biblia fiind aproape în orice casă, sau orice casă își dorea să aibă o Biblie, putea să o aibă. Dar această libertate, sau aceste libertăți, i s-a alăturat metode de cunoaștere
raționaliste care l-au exclus pe Dumnezeu, au exclus experiența, pentru că raționalismul apare ca o opoziție a empirismului, da? O cunoaștere din ceea ce se întâmplă. Raționalismul așează toată cunoașterea a priori în om, iar omul prin idei poate ajunge la orice fel de cunoaștere pentru că el trebuie doar să o descopere, pentru că realitatea toată, cunoașterea, este a priori așezată în mintea omului, în natura omului. Schimbându-se demersul cunoașterii, instrumentele cunoașterii, presupozițiile care sunt folosite în demersul acesta al cunoașterii, Biblia a început să devină din ce în ce mai slabă, fără putere. Nu pentru că nu avea putere Biblia, ci pentru că raportarea era diferită în secularism. Raportarea era diferită față de Sfânta Scriptură. Și după aceea, în secolul 19, 18, 19, reînvie puterea Bibliei. Deci era un atac secular de data aceasta asupra Cuvântului lui Dumnezeu. Deci Trâmbița 3 și Trâmbița 4 avem două mari filozofii antihristice care vor afecta lumea până la sfârșit. Avem în Evul Mediu întunecat religia falsă, creștinismul fals din Evul Mediu și ateismul, antireligia, despre care se vorbește în Trâmbița a patra. Acest fenomen al secularizării, cum spuneai și tu. Deci putem să spunem că e foarte probabil ca această trâmbiță să vorbească despre apariția secularismului și despre modul în care această filozofie l-a eliminat pe Dumnezeu din viața omului. Foarte probabil. Aș dori să vedem ce lecții spirituale putem să învățăm din primele patru trâmbițe. Pentru că despre celelalte trâmbițe o să vorbim săptămâna viitoare. Primul lucru e că Dumnezeu intervine când poporul lui se roagă și îl cheamă pe Dumnezeu să intre în istorie, să rezolve o problemă, pentru că ei sunt asupriți. Dumnezeu este cel care prin trâmbițe intervine și răspunde. La fel cum se întâmplă în 2 Cronici, este un moment în care poporul evreu îl cheamă pe Dumnezeu și ei spun că vom striga cu strigă de trâmbiță și nu avertiza, nu vă opuneți nouă, pentru că Dumnezeu va interveni. Și Dumnezeu chiar intervine și se vede lucrul acesta foarte clar. La fel se vede și prin trâmbițe. Dumnezeu intervine. Și totodată e faptul că trâmbițele acestea ne descoperă istoria în avans. Știm de la început că Dumnezeu a câștigat acest război și atunci poporul lui Dumnezeu merge înainte cu optimism. Cum a spus Domnul Iisus Hristos, vă spun aceste lucruri ca să știți dinainte, să știți atunci când se vor întâmpla. Alte lecții spirituale? Văd în pasajele acestea suveranitatea lui Dumnezeu. O suveranitate nu doar în sensul de putere, determinare, ci și de responsabilitate. Un Dumnezeu așezat în mijlocul cărții și în mijlocul aproape fiecărui capitol din Apocalipsă. O judecată din partea lui Dumnezeu care este foarte îmbibată în har. Pentru că nu poți vorbi despre aceste trâmbițe fără ca să vezi harul lui Dumnezeu care limitează cât de mult se poate efectele faptelor noastre până la urmă ale umanității. În același timp văd în această suveranitate integrată conlucrarea lui Dumnezeu cu omul. Uneori limbajul Bibliei spune am aruncat pe pământ, alte ori se vede cum omul și-o face cu mâna lui. Dar interesant este cum, indiferent de ceea ce se întâmplă și care sunt cauzele lucrurilor întâmplate, Dumnezeu și le asumă. Este exact imaginea din Iov, în care Iov, reprezentând glasul lui Dumnezeu, zice Dumnezeu a dat, Dumnezeu a luat. Deși înainte, în preambulul cărții, noi vedem că satana a luat. Și când Iov spune Dumnezeu a luat și îl corectează nevastă, sau Dumnezeu îi spune femeie, ține gura care are dreptate Iov. Pentru că este o conlucrare care ne frământă și pe noi astăzi și ne pune în tensiune. Nu știm cât e Dumnezeu, cât suntem noi. Cât sunt urmările intervențiilor lui Dumnezeu, cât sunt consecințele naturale a ceea ce facem noi. Această tensiune este prezentă și în Apocalipsa. Adică vrea să ne spună Dumnezeu că indiferent dacă satana face, o face cu permisiunea lui, își asumă tot ceea ce se întâmplă. Dacă noi facem, Dumnezeu își asumă pentru că El ne-a creat liberi. Sau El face. Uneori chiar trimite plăgi,
Uneori el chiar trimite pe pământ, uneori satana cu îngăduința lui Dumnezeu intervine și face tot felul de lucruri pe pământ, sau uneori facem pur și simplu noi, dar în orice caz, în orice situație, Dumnezeu își asumă suveranitatea lui. Și interesant este că pe baza cuvântului lui Dumnezeu putem avea siguranța biruinței, că totul se va termina foarte bine. Și când vom vedea cu ochii noștri, vom fi uimiți, dându-ne seama că prin această paranteză groaznică a păcatului prin care am trecut și prin încercările acestea, de fapt noi, prin mâna lui Dumnezeu, dar trecând prin aceste nenorociri create de noi și de diavol, vom ajunge într-o stare mai frumoasă ca înainte. Este minunea lui Dumnezeu care și din blestem face binecuvântare. Nu orice lucru îl faceți sau prin orice ceea ce trece, Dumnezeu transformă binecuvântare dacă îl iubiți pe Dumnezeu. Iată câte lecții frumoase putem să învățăm din niște pasaje a căror natură este una care te înfioară. Dragi colegi, vreau să vă mulțumesc că ați fost împreună cu noi în această seară. Celelalte trei trâmbițe, despre acelea o să vorbim săptămâna viitoare. Un mare poet român spunea următoarele: Biblia este biografia lui Iisus Hristos. Este cartea cu care se crește omenirea. Trâmbițele, cele patru trâmbițe, ne-au arătat consecințele teribile care s-au abătut asupra acelora care l-au respins pe Dumnezeu și au respins cuvântul lui Dumnezeu. Dar în același timp, primele patru trâmbițe ne arată și faptul că viitorul celor care merg împreună cu Dumnezeu este fără teamă. De aceea, te invit și te încurajez să nu lași pe nimeni și nimic din viața ta să te îndepărteze de Biblie, pentru că ea este cuvântul lui Dumnezeu. Prin Biblie îl cunoaștem pe Domnul Iisus Hristos, care este viața. Biblia spune, cine are pe Fiul, are viața. Aș dori să închei cu binecunoscutul salut, Maranata, nu uita, Domnul nostru Iisus Hristos revine în curând, pe vinerea viitoare.